spuneți-ne, vă rog frumos, cum ar trebui să arate din punctul dumneavoastră de vedere, având o mare experiență în domeniu, un oraș cultural puternic dezvoltat, un oraș cultural care să ajungă la standardele orașelor importante din Europa? În primul rând, e foarte important să creăm modele mentale care să permită acest lucru, să știm exact cum ne raportăm la cultură. Da? Cultura mare se face prin modele mari, prin modele autorizate și sigur că ele trebuie după aceea urmate. Iar calea de urma înseamnă, cum să zic, un tratament spartanic pe care fiecare dintre cetățenii Brașovului trebuie să-l urmeze pe cont propriu. Deci de la individ la întreg se face cultura. Și cred că totuși avem modele, că mă întrebați de modele. Avem Salzburgul, avem Berlinul, avem Viena, avem tot felul de repere, avem personalități exemplare care ne pot, să zic așa, dirigui existența. Okay.